statul. Polițiștii din Inspectoratul de Poliție Județean Alba au organizat 34 de percheziții simultane la locuințele și sediile unor societăți comerciale din 6 județe și municipiul București. Sunt vizate 20 de persoane învinuite de contrabandă cu telefoane mobile contrafăcute provenite din China. Cei 20 de învinuiți sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de contrafacere, punere în circulație de produse purtând o marcă înregistrată sau similară cu o marcă înregistrată și înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor.